Și suntem. Alex Filip, te-am trezit. De fapt, nici nu știu dacă, dacă ai apucat să te odihnești cum trebuie, dar uh, am zis că trebuie să stăm de vorbă înainte de, de meciul ăsta. Mi-aș fi dorit foarte mult să pot, uh, să pot veni la voi la Constanța. Din păcate, anul ăsta a reușit să mă păcălească din nou și să, uh, și să mă țină cumva acasă. Cum ești? Cum ești înainte de meci? Sunt foarte, sunt foarte bine. Suntem pe ultima sută de metri. Uh vin după o lungă perioadă de, de, pregătire și, sincer să fiu, abia aștept să, să vină ziua meciului să termin, pentru că e o perioadă lungă de, de muncă și vreau, vreau să se termine. Al câtelea meci este? Uh, bună, și eu cu aici. Nu doar bună întrebare. Chiar nu, chiar nu știu. Chiar nu știu. Aș putea spune că sunt câțiva ani buni de luptă. Nu mi-am făcut niciodată un... N-am ținut cont niciodată de, de, lucrul acesta, câte lupte sunt, câte, de câte ori am luptat și așa mai departe. Doar mi-am dorit să lupt și cam, și cam atât. Mi-a plăcut, e un stil de viață, dar nu... Oricum, în kickboxing sunt aproximativ 30 de lupte. Oho e ceva. E ceva și asta având în vedere că tu în același timp mai aveai și o altă meserie care îți ocupa foarte mult timp și care era foarte obositoare și despre care vorbim sau nu vorbim asta în funcție de, de, cum, vrei, de cum vrei <fie> tu, era... Da, era un pic complicat. Și de, de ce să este motivul pentru care te-ai hotărât să fie ultimul meci? Nu. Motivul pentru care m-am hotărât să fie ultimul meci este faptul că am deja o vârstă înaintată pentru, pentru acest sport. M-am apucat destul de. nu destul de târziu, m-am apucat târziu de, de kickboxing la, la 30 de ani. Am suferit o multitudine de accidentări mai puțin sau mai. sau mai mult grave în, în această perioadă scurtă și. În afară de lucrul acesta, îmi doresc să, să să dezvolt anumite proiecte pe viitor, care mă vor răpi din, timp, din timpul pe care l-am și îmi doresc să, să petrec, bineînțeles, și mai mult timp cu familia asta mi amintesc de, de un meci al tău, nu mai știu care, un meci al tău tot de la OSS cu siguranță când uh, a venise fetița ta cu tine la, nu știu, cred că era înainte de meci sau după meci îmi spunea, și îmi spunea un prieten, tu îți dai seama ce model masculin are, are fetița asta, tu îți dai seama că ea când își va căuta un prieten se va uita la toți să vadă să fie cel puțin la fel ca tatăl ei și eu întrebat și ce, e rău, e rău, ceva în asta? Eu zic că este perfect dacă își va găsi un prieten care este ca tatăl ei, Tatăl ei nu poate să fie decât fericit. Da, fetița mea este, este puterea mea, ca să-i să spun așa. O iau de la trei ani, de când avea trei ani jumătate o iau cu, cu mine. Au fost meciuri în care am fost doar eu cu ea și atât. În, în cameră, înainte de, de cântar, după meci, bucuros, fericit sau supărat. Ea este extraordinar de obișnuită cu, cu acest fenomen. Mi-aduc aminte de un meci la, la, București, la, la Bereria H. E, doar eu cu ea am venit, antrenorul meu a venit cu jumătate de oră înainte de meci, a plecat imediat după, iar pe ea nu mai vedeam, nu mai știam unde, unde, este, iar ea era la, la VIP cu Beni și cu, și cu Andrei Stoica la masă, țipa de mama focului acolo, hai tati, hai tati. Era în siguranță. Exact, exact. Ea s-a descurcat, s-a dus ea undeva. Este senzațional momentul. Și îi place? Îi place foarte mult. Are deja, face și ea și băiatul meu fac, fac kickboxing. A fost alegerea lor. Nu i-am nu împins. Are până acum șapte concursuri la care a participat. A câștigat la, la toate. Acum vom vedea ce, ce vrea să facă pe, pe, viitor. Sper să nu, să nu facă de performanță, pentru că nu, probabil nu mi-ar rezista inima să o văd luptându-se la, la un nivel mai mare. Și mai ales că a început de mică, mai ales că are cine să o învețe, probabil că dacă va face de performanță, va, fi, va face performanță serioasă, emoțiile vor fi extrem de mari, dar cine știe, probabil că nu dacă își va dori, nu cred că vei putea să o oprești. Nu, 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 sub nicio formă. Dar, apropo de, mai spus că ai început târziu kickboxing-ul, dar karate-ul a început mult mai devreme. Da, karate-ul a început la, la vârsta de 9 ani, m-a dus uh, fratele meu pentru că erau vremurile, pe, uh, care erau atunci și toți copiii pe, neavând uh, rețelele de socializare din ziua azi, nu pute, din ziua de azi nu puteai să faci altceva decât să te joci să faci prostii. Astea erau uh, vremurile, și la, ora, la vârsta de 9 ani am început să fac karate kyokushin, iar la 12 ani am început să fac de performanță. Am fost la primul meu concurs. Din fericire pentru mine atunci am câștigat, am ieșit campion județean, dacă nu mă înșel, la, la copii. Iar o lungă perioadă de timp am câștigat toate concursurile. Am ajuns la liceu, la liceu am luat bursă pentru că eram campion național, am ajuns la lotul național și a devenit un stil de viață. Da, pe, eu de asta voiam să spun, să, să, precizăm totuși faptul că există un trecut foarte serios în arte marțiale. Nu este dintr-o dată kickboxing la 30 de ani, fiindcă s-ar putea să fie tot felul de, de băieți care n-au făcut niciun fel de sport să se hotărăsc gata, la 30 de ani vreau să fiu și eu ca Alex. Și ar fi un pic complicat dacă te apuci așa. Dar apropo de ce spuneai tu că nu puteai să faci că să mergi la sală și să faci prostii, mie mi-e tare doar de perioada, de perioada respectivă. Era chiar, pentru că și pentru noi era exact același, exact același lucru, nu contează că eram în București și voi în Constanța, era exact acela, același lucru, puteam să ne distrăm și, toată și ne întâlneam, țin ne întâlneam în parc, toată lumea făcea câte o formă de arte marțiale, unele mai exact. fanteziste decât altele și trebuia să învățăm și de la celălalt și când unul îi bătea pe ceilalți, dat, la ce sală te duci pe acolo, venim și noi și mă gândesc că aveam, eram la liceu, deci eram, nu știu cât să zic, 14 ani, 15 ani, dar asta a fost toată bucuria noastră. Și știu că ne uitam la alții care se duceau să, să petreacă și așa. Da, era drăguț și la petreceri. Și da, parcă după orice fel de petrecere mai mergeau un pic de... de mai mi mergeau aduc, un pic. Da, Mi-am aminte că mie îmi plăcea foarte, foarte tare Chiocușinu, iar antrenorul meu era pentru mine ca un, ca un tată și nu ieșeam niciodată din cuvântul lui. Și aveam un prieten în cartier care făcea jet condo, și avea două casete cu, cu UFC și spunea că, de fapt, asta este lupta reală și eu îi, mă certam cu el și spuneam, dacă afla antrenorul meu și antrenorul tău, că, de fapt, țin minte, erau niște, niște chestii atât de, 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 comice și de copilărești. Da, așa este. Fiecare făcea cât un, cât un stil de, de artă marțială care care îl făcea pe el să se simtă stăpân pe sine sau considera că zi, ea e cea mai bună. Da, și mai și nimerea așa, uite, de exemplu, eu m-am dus în minte, la una dintre primele stări la care m-am dus, era liceul unde am fost făcut și liceul în perioada respectivă, dar am și în generală și era aproape de mine. Și dai seama că părinții au zis, da, te duci la sală aici unde e, e, aproape de casă, că faci 10 minute până acolo și, și este în regulă. Și așa am ajuns, de exemplu, să fac șotocan la început. Și, dar era cea mai apropiată sală. pentru după aceea am trecut prin absolut tot ce putea să existe și, în primul rând, datorită prietenilor. Cred că era o formă de mix martial arts foarte naturală, cea care se întâmpla în perioada respectivă. Fiecare prieten știa câte ceva și toți învățam câte ceva. spunem te rog, care este lucrul care te-a ajutat cel mai mult? Știu că e o întrebare oarecum clișeică, dar mie mi se pare interesantă. Ce te-a ajutat cel mai mult din ce ai învățat în perioada respectivă la sală? Ce ți-a rămas în minte și ce te-a ajutat în în viața wow. cel mai mult? M-a ajutat și în momentul de față, m-a ajutat și atunci când am început să antrenez copii, m-a ajutat în relația sau educația copiilor mei. În primul și în primul rând este vorba de respect. Respectul pe care l-am învățat în Chiocușinul din acea perioadă, nu l-am mai văzut în momentul de față decât în sălile din Olanda la, la kickboxing. În afară de respect am învățat extraordinar de mult și mi-a mi fost insuflată disciplina, dar disciplina aceea fără întrebări. Adică era normal să asculți, era normal să respecti, era normal să fii disciplinat și poate cel mai important dintre toate munca fără a conta condițiile. În momentul de față, eu, unul din, din aspectele din pregătirea mea, deși mă antrenez în, în Constanța, de exemplu, în toate sările la care doresc, plec în Olanda, la l celebre și așa mai departe, unul dintre antrenamente, cum este și acum, unul dintre antrenamente îl fac cu antrenorul meu, cu Asafte Daniel, într-o bază sportivă părăsită, cu Adidas și rupți în picioare. Nu este nimeni decât noi și niște câini vagabondi, sunt bălăriile de, de 3 metri, pentru că, de fapt, acela este mediul în care eu am crescut și Mediul care m-a făcut pe mine să-mi doresc să evoluez. Acum, având toate condițiile, este greu să mai găsești motivația din, din trecut, pentru că ai tot ce trebuie și stai și te gândești. Majoritatea își doresc faimă, își doresc bani, își doresc. Înainte, noi ne doream să ajungem să ne batem într-o anumită gală sau într-un anumit eveniment. Era cea mai mare mândrie. Nu te gândeai la bani. Ne-am bătut ani de zile pe nimic nici măcar o medalie nu-ți dădea. Hai că să dădeau, se dădeau totuși diplome, se dădeau pixuri. Mi-e pare că nu mai am pixurile primite de la primele competiții și am și tricou acum, chiar acum am tricou de campion național de ușuri. Da, tricoul albastru Toți. cu tricolor și îl și acum, dar era atât de bine făcut. Bine, Săraci nici n aveau cu ce să le facă, să fim serioși. Se, se deslipește și acum tricolorul. Eu, îl țin foarte bine Ca să desfacem bucățica de, de vopsat de atunci. Acum lucrurile sunt cu totul, cu totul diferite. Dar și aș vrea să mai adaug ceva. Nu cred că ne băteam doar pentru a ajunge într-o gală sau în alt loc. Cred că ne băteam și pentru a învăța ceva. Cred că întotdeauna era dorința de a vreau să știu ceva în plus față de celălalt, vreau să mai învăț un lucru și eu așa am asociat, nu știu dacă am dreptate, să mă corectezi dacă greșesc, celebra ta, celebrul tău knockout care a făcut în internetului cu Rolling Thunder, cum, le spun, yeah. cum îi spun englezii, este o lovitură pe care eu o văd în general la cei din această generație, la cei care încercau să facă lucruri deosebite, pentru care nu era suficient să știi să dai două lovituri de punct și o lovitură de picior. Trebuia să mai știi ceva, trebuia să ai altceva în arsenal, trebuia să-i spui prietenului tău care te-a antrenat, vezi ce mai învățat tu, ai ieșit, vezi că merge, sau să-i spui, ba, nu merge ce ai făcut tu, chiar mă înșel sau sunt câte da, cât aproape? Sunt, da. Nu, 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 așa este pentru că um, acesta era un lucru specific eocushinului pentru că lupta în Kyokushin este destul de simplă, destul de obișnuită, nelovindu-se cu brațele la cap, trebuie să muncești foarte mult și să fii extraordinar de creativ pentru a câștiga un meci și trebuia să inventezi tot felul de, de, tehnici ciudate, tot felul de, nu să le inventezi, să le folosești. Și asta, pentru asta trebuia să muncești foarte mult. De asta, low kick-ul se dă Total, total diferit. N-am văzut în România, de exemplu, pe nimeni care să lovească cum lovesc eu, deși eu nu o fac într-un mod, nu știu, spectaculos. Așa am învățat. Așa sunt învățat de mic. Apoi low kick în loc de low -kick, când ești lovit la, la tibie, să dai lovitura aceea circulară cu călcâiul pe coapsă. La fel, care este specifică nouă și mi se pare extraordinar de ușor. Pare spectaculos când, când lovești în felul ăla, dar pentru noi este este normal. Așa și loviturile respective. Am fost la, la campionatul mondial în, în Japonia, uh, am văzut o sumedenie de knockout-uri cu acea, cu acea lovitură, din toate unghiurile, din contra, cum au început să se, să, 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 să o reinventeze. Lovesc anumite lovituri de braț, se rotesc, dau peste cap și abia după aia dau lovitura respectivă. Ceva din, din filme pentru că exact cum ai spus, încearcă să evolueze și să învețe din ce în ce mai multe. Voi cum îi spuneați loviturii? Bănesc că aveau o denumire. De obicei era Ușiro Mao și dar era Ușiro Mao și este de pe loc și se numește normal și normal lovitura se numește Kai Tengeri. Așa se numește, Kai Tengeri. Iar celebră, a făcut, această lovitură a fost făcută celebră De către un cecen Pe nume Lecii Curbanov Da, fiindcă în Așihara, de exemplu Îi spun roata rusească loviturii Țin minte că am niște prieteni da. da. Lecii Curbanov are cea mai mare p Pondere de, de knockout-uri cu, cu această lovitură Este un fenomen Dădea de l-am văzut Am avut ocazia să-l văd Era o chestie naturală se antrena într-un mod extraordinar pentru, pentru, acea, pentru acea lovitură. A făcut, dacă, o să vei, dacă, vei, avea ocazia, te rog frumos să-l cauți pe internet, are un, are un, un highlight de knockout cu, cu, aceste lovituri. În finala campionatului mondial luptă cu Everton Texeira și îl prinde de, de două ori, dar nu-l nu face knockout, dar niște, uh, o precizie extraordinară. Deci, majoritatea loviturilor de genul acesta, doar în bărbie, sau întâmplă? Ceva extraordinar. Da, și la categoria grea, dacă spui că a luptat cu Teșeira sau era la Opal? Nu, la, categoria grea. La, la, la categoria... categoria grea. la categoria grea, da cu atât mai impresionat. Asta apropo de faptul că foarte mulți spun că, bine, ne-am uitat aici deja într-o într, -o, într -o discuție legată strict de arte marțiale, dar lasă că e bine, că oamenii se uită. Sunt foarte mulți oameni care spuneau, nu, că nu poți, pe la peste 80 de kilograme nu mai poți să dai lovituri din săritură, că nu poți să sări. Eh, ce să vezi, dacă faci un pic mai multă forță în picioare, s-ar putea să sări și la, și la 120, I -i la 130 i -i de kilograme. Să i -i invit să caute pe Leci, Curbanovul cheamă, din Cecenia, vor fi, vor fi uimiți. Sunt absolut convins. Bine, mie mi îmi pare rău că nu văd diversitatea asta în kickboxingul modern. Adică, înțeleg, kickboxingul, cel puțin în varianta olandeză, este foarte matematic. După o lovitură urmează automat cealaltă, se face contrast, și după care reacționează. kickboxingul nu este doar olandez. Mai există și kickboxingul japonez, care este o altă minune. Masato este, este o creație divină, am putea spune, pentru, pentru kickboxing. Există și kickboxingul francez, în care este foarte important nu doar să câștigi, ci e foarte important și modul în care câștigi, să reușești să faci tot felul. Bine, e influența din Savat. Eu sunt foarte, sunt foarte, mirat de faptul că puștimea din ziua de astăzi nu vrea să mai învețe tot felul de lucruri interesante, să caute soluții. Plus că eu bănuiesc, și acum te întreb, te întreb pe tine în calitate de, de veteran, în momentul în care ai un arsenal mult mai mare, în momentul în care ai văzut tot ce se poate vedea și ai încercat tot ce se poate vedea, nu te simți mai confortabil în ring? Bineînțeles, bineînțeles că te simți mai confortabil deoarece uh, ești sigur că vei avea răspuns la orice, la orice se întâmplă, în, în, în orice situație uh, vei întâlni, uh, dar consider că este foarte important să ai și, și experiență cu cât lupți la un anumit nivel de, de la o vârstă mai mai fragedă, bineînțeles că vei vei înțelege anumite situații, iar tot arsenalul pe care îl îl deții, îl vei putea îl vei putea folosi. urmăresc mult Keon Maxu. Din, din ziua de azi. Sunt câțiva luptători de Kyokushin, sau care au făcut Kyokushin în Keon Maxu de de azi care oferă un spectacol în ring extraordinar. Acel kaitengeri este folosit destul de des, dar la categoriile, la categoriile mici. Văd că olandezii nu, nu le pot face față acest, acestor, acestor japonezi care au, apărut, care au apărut acum. Îmi scapă numele lor, sunt trei, din trei extraordinar de, de, de buni. Da, din păcate România a pierdut legătura cu, cu k ul din Japonia și cred că momentul a fost în momentul în care n-a mai difuzat Eurosportul k 1 pentru că acolo se difuza bine, am prins vreo 10 ani, am comentat în continuu, dar momentul în care a dispărut, s-au pierdut celelalte televiziuni, nici au dat vreodată Maxul. Iar din punctul meu da. de vedere, Maxul era cea mai frumoasă versiune de k 1 pentru că la cei mari aveai șase oameni, știai ce se va întâmpla. La Max, în schimb, îți apăreau tot felul de mai ales Japonia avea o pepinieră incredibilă de luptători. Da, este simplu pentru că românilor le place le place circul. Românilor le place spectacolul făcut în, într un mod mai uh, balcanic ca să, ca să spun așa. Uh, ei voiau să, să vadă un Moroșanu versus Badr Hari de exemplu, decât un Masato versus Artur Kišenko sau Gago Drago. Uh, aș fi preferat uh, de o mie de ori să văd uh, Masato cinci reprize cu Petrosian, de exemplu, care este un uh, joc de șah, de tehnică, de pregătire, de ce vrei tu, uh, față de uh, o repriză Badr Hari cu nu știu cine. Da, și bine, a arătat foarte frumos ca, ca producție Și în momentul în care au început problemele cu bani, cu televiziunea, cu Fuji uh, Și nu s-a mai făcut nici producția aceea Era dramă, era, da. era altfel de teatru era un, Adică arăta un fel de Lord of the Rings Nu arăta Dumb and Dumber, știi? Adică da. nu era o comedie, ci era un film Era oarecum dramatic, încărcau de dramatism toată povestea asta Și mie îmi lipsește asta în sporturile de, de luptă Înțeleg partea de, de comedie, de gimmick Este foarte frumos este foarte bună, vinde, dar trebuie să ai și drama, trebuie să și plângi la, la o gală. Pentru că luptătorii plâng, orice luptător plânge la slăbire, orice luptător vrea să se ducă acasă, orice luptător nu vrea să se mai bată, orice luptător se întreabă măcar o dată în viață: dar ce naiba caut eu în viața mea și în, și în lupta asta? N-ai sunt... cum să nu te întreb, doar dacă ești suprao. Cred că majoritatea ne întrebăm. Cred că majoritatea ne întrebăm în înainte, mai ales când se face prezentarea aceea cu sportivi, da, nu pot, de ce caut eu? Nu puteam să stau eu frumos în tribune să mă uit în loc să, să, să mă bat aici. Așa este, ai dreptate. Da, și sunt lucruri pe care oamenii nu le, nu le, văd, nu le aud. Și chiar de asta vreau să te întreb. spune ce se întâmplă cu tine? Încă nu ești în emoțiile de meci, deci cred că poți să te detașezi relativ ușor. Spune-mi cam la ce te gândești în momentul în care știi că mai ai o zi, că mai ai o oră, că mai ai 10 minute până intri? Acum pot răspunde pot răspunde pe calm lucid și după atâția ani. Sincer, la început mi-era extraordinar de frică. Exact asta e termenul, frică, pentru că nu știam, era un, un moment nou, o lume nouă și nu știam cum să manageriez acele, acele emoții. Din păcate, sau din fericire, depinde cum o ia fiecare. Eu am fost împins de la începutul acestei perioade cu adversari, de 10 ori mai experimentați decât mine, și am fost obligat să dau piept cu, cu, cu acele emoții. Iar apoi, în momentul de față, singurul lucru la care mă gândesc este să fiu calm ce trebuie să fac, mă gândesc că am schimbat, nu mă mai gândesc la adversar, mă gândesc doar la mine. Înainte, bineînțeles, la început, la primele două, trei meciuri, mă gândeam cum e ăla, ce face ăla, ce pautouri are, ce lovituri are. Acum nu mai are legătură chestia asta, mă gândesc numai și numai la mine. Iar, sincer să fiu, după cântar, după ce mi-am revenit cu categoria, am ajuns să fiu entuziasmat. Trăiesc pentru, pentru asta, abia aștept să 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 urc și trăiesc și mă bucur de fiecare clipă. Am ajuns să mă bucur atunci când uh, sunt prezentat, când se face prezentarea sportivilor, când văd lumea, când văd show-ul, când. Uh, dar, cum spuneam, din păcate pentru mine, acum, în ultima perioadă, s-a întâmplat asta pentru că m-am obișnuit cu, cu emoțiile, m-am obișnuit cu, cu lumea asta și. Devin foarte, foarte, foarte motivat. Iar cu 10 minute, sau cum spune, înainte să intru, nu știu dacă pentru toată lumea este așa, însă pentru mine e, ceea ce se întâmplă este extraordinar. Intru într-o lumea mea, nu mai aud, nu mai văd pe nimeni, sunt extraordinar de, de motivat. Știu că sunt acolo pentru 9 minute, Intră uh, intru ca, ca într-un tunel. Nu mai văd stânga, dreapta, eu nu aud uh, țipete, nu au, mi aud doar antrenorul, sunt acolo să, 100% sunt acolo să lupt. Da, este, astea sunt niște lucruri care ar trebui povestite cu adevărat oameni. Dar, pe de altă parte, este, dacă n-ai trăit măcar o dată ceva asemănător, e aproape imposibil exact. să înțelegi. Și de asta da. eu cred că fiecare, fiecare copil ar trebui măcar într-o competiție de amatori să meargă și să trăiască asta, fiindcă sunt niște, sunt niște emoții care te ajută să crești. Eu ținite că cea mai ciudată cel mai ciudat trăire pe care am avut vreodată nu, a fost momentul în care am mers cu Cătălin cu la Split. El urma să lupte, era în perioada aceea mai grea a lui și în sfârșit reușit să obțină un meci. Eddie Rimia l-a ajutat foarte mult atunci și urma să intre. Și ne era... Nu știu cum era lui Cătălin, că nu l-am întrebat. Eu eram antrenor atunci și m-am dus pe hol și aveam, mi era frică de parcă urma să intru, să intru eu în locul lui. Și mă uitam la adversarul lui și mă plimbam probabil, probabil ca a fost un Eram ușor ciudat acolo, singur pe hol. Mă uitam la adversarul de parcă urma să mă, să mă bat eu cu el și îmi spuneam, mi că o să fie bine și o să fie bine și să vezi ce-ți face și să vezi ce se întâmplă cu tine. În momentul da. în care a intrat Cătălina acolo și avea și tricou cu, uh cu Cernat, că juca Florin Cernat atunci la Splici, a început să țipe toată sala pentru el. Dintr-o dată s-a relaxat totul mine și a fost convins, gata, mergem mai departe. Dar cred că mi-a fost mai mult frică atunci, pentru că mi-era frică pentru el, nu mi-era frică pentru mine. Că puteam să-mi asum lucru că, da, e, ce, mie ce mi se poate întâmpla? Asta extra... e, mă doare un pic, dar pentru alții, Doamne, cât de frică, mi este mare este, este o vorba chestie, de. Prieteni. Este o chestie diferită, este o chestie extraordinară. Asta înseamnă că suntem oameni, că avem emoții, că avem caracter. De exemplu, de mâine am concurs cu, cu cei mici ai mei de la sală, am un, un concurs aici local și nu mă pot gândi, pentru că dacă mă gândesc, începe să mă doară stomacul. Acum, av, av, Având, dacă mă gândesc la meci, abia aștept la meciul meu, abia aștept să vin să fac cântarul, să vin adversarul, să vin în show să dar dacă mă gândesc pentru mâine, mă doare stomacul. Deci e o chestie sperită, pentru că cei mici așa, eu mi-asum, știu ce trebuie să fac. M-a mai durut, m-a mai bătut, m-a mai nu nicio problemă. Dar ei m-aș bate eu în locul lor. Știu ce zici, deci știu, știu foarte bine ce, ce spui. Și m am amintit de Cătălin și mi-am amintit acum că voi ați avut un seminar la, la lansarea Knockout da. și am vrut să. Am, am tot zis că vorbesc cu Paul să-mi spună mai multe, dar te-am prins pe tine și te întreb cum a fost. Povestește-mi un pic. Cum a, a ieșit? Fost, a fost o experiență, o experiență frumoasă, eu am mai făcut lucruri de, de genul acesta. Îmi doresc. Nu am apucat să, să spun foarte multe la publicului larg, îmi doresc să înțeleagă lumea. Eu nu mă consider și chiar nu sunt un om care să țină seminarii. Pentru că la seminarii, de exemplu, cum este cătălin, învață anumite tehnici, spune cum să faci, ce trebuie să faci așa mai departe. Eu, la aceste seminarii, sau când sunt invitat, invitat undeva, spun doar ce mi se mie, doar ce pot eu să fac, ce mi se potrivește mie, cum lovesc eu puțin diferit sau ce am învățat. Acolo pe acolo, pe unde am fost, mai ales în, în Olanda, și uh, e vorba de, în primul și în primul rând, de mentalitate. Am spus niște lucruri care cred că pe unii i-au deranjat uh, pe acolo, nu știu, uh, și anume le-am spus antrenorilor: Vă invit, vă rog să lăsați puțin orgoliu la o parte și această uh, chestie generală a românilor de a tot știutori și măcar o dată în viață să mergeți la un seminar de pregătire în Olanda, doar să vă uitați. Mergeți o zi, două, trei, o săptămână, două, să vedeți de ce ei sunt la un alt nivel. În primul și în primul rând de este legat de mentalitate, iar apoi de antrenamente, condiții și așa mai departe. Că nu s-a născut nimeni într-o sală de trei etaje și pă, condițiile pe care le, le au ei ei au luptat dintotdeauna la un nivel foarte, foarte mare, în primul și în primul rând legat de, de mentalitate. Și de asta spun, la seminar a fost, a fost o experiență frumoasă, m-am bucurat să, să, fiu acolo. Din nou am avut o, o, poveste destul de, de interesantă, o poveste destul de interesantă pentru că mi-am rezervat bilet de avion, eu eram în plină pregătire, am venit de la antrenament, am intrat pe mail și să văd exact la cât trebuie să plec la, să fiu la București și am văzut că s-a anulat zborul. De ce? N-am înțeles. Și am fost pus în fața faptului împlinit, l-am sunat pe Paul. Paul, nu mai pot veni mâine pentru că s-a anulat zborul și până acolo eu fac 9 ore cu mașina de la Constanța. L-am simțit în voce că era dezamăgit și, și, supărat și la ora 1 jumate noaptea m-am urcat în mașină, deși aveam două antrenamente deja în ziua respectivă. M-am urcat în mașină și am condus până la Timișoara. Am ajuns exact la începerea seminarului, am coborât din mașină de pe drum, am ținut seminarul, am mai stat trei ore, apoi am mâncat, m-am urcat în mașină și țin minte că am plecat la 9 jumate seara, din Timișoara și am ajuns la 10 a doua zi în Constanța. Însă relația mea cu Paul este, pentru mine, unul este specială, deoarece țin minte, eram la campionatul național de Chiocușini, ieșisem în campion național după șase lupte foarte grele și aveam o bluză de training și scria cu pixul www.knockout.ro că nu aveam... Uh, unde să imprim și așa mai departe Adică din acele timpuri am început eu cu, cu el Și copiii de, de la mine de la sală Eu și alții sportivi de performanță din Constanța Au beneficiat și au fost ajutați de către, de către el și de către Knockout De-a lungul anilor uh, Și îi sunt dator, uh, îi sunt dator și, uh, pentru toată viața Iar eu nu uit lucrurile astea iar acesta a fost motivul pentru care eu am făcut acest sacrificiu și până la urmă e și foarte bine. Sunt convins. Bine, Paul este un personaj aparte în lumea echipamentelor de, de sporturi de luptă. El a început toate astea din ce știu de la el pentru simplu motiv că el nu avea mânuși și și-a dorit că îți făcea antrenament și-a dorit ca nimeni să nu mai exact. fie în situația de a nu mai avea mânuși. De asta m-a încântat și pe mine foarte mult și de fiecare dată am făcut nu știu câte review-uri la, echipamentul la echipamentul lui și de fiecare dată mă uitam, de fiecare dată mânușile alea erau un pic mai bune. Adică cei care aveau mânuși, așa cum nu avusese el cei care nu trebuiau să trăiască ce-a trăit el, făcut mânuși din ce în ce mai bune. Și lucrul da. ăsta mi s-a părut, mi se pare foarte bun și sper să treacă toată nebunia asta și să înceapă din nou antrenamentul cum trebuie și să facem lucrurile așa cum trebuie. Voiam să te mai întreb ceva, dar nu o să te mai întreb, fiindcă ți-am promis că te țin doar jumătate de oră, că trebuie nu să prețineți. Da, da, te te rog, te rog. Da, voiam să te întreb ce urmează... Uh, Momentul în care ai spus că este ultimul meci, și după meciul ăsta urmează să schimb ceva în viață, urmează niște proiecte noi. Poți să ne spui ceva sau nu poți să ne spui nimic? Sigur. Acum așteptăm un, un răspuns. Este un, un proiect extraordinar de important și mare pentru noi. Avem șanse să facem OSS Fighter 7 în afara țării, într-un într loc exotic. Dacă se va întâmpla, lucrul acesta va fi la sfârșitul anului. Și atunci voi lupta pentru ultima oară în afara țării cu un adversar extraordinar de, de, de tare. Îmi doresc să, să fac lucrul acesta. Alte proiecte pe care le, le am în luna februarie îmi doresc să mai deschid o, o sală, un, încă o sală Shark's Gym în, în Constanța. La mine, ceea ce se întâmplă la sală, inclusiv cu copiii și cu antrenamentele, a luat o amploare extraordinar de mare și trebuie să, să, ne, să ne extindem. Și se pare că munca din ultimii ani îi spune cuvântul în ceea ce privește ofertele pentru cei care fac performanță la sala noastră iar o parte din sportivii pe care i-am văzut deja în galele din România vor lupta în gale precum Vendetta, Infusion, Fea și așa mai departe. Ușor ușor am început să, să prindem mai mulți sponsori din Constanța care doresc să, să susțină performanța acestor acestor copii. Doresc să fac la sala cea nouă un, un program pentru copii cu care vin din familii dezorganizate sau din medii precare, pe pentru că, sincer, din acele medii știu că voi, voi găsi un campion. Pentru că motivația pe care acei copii o au, nu o va avea niciodată unul care are tot ce ce, ce trebuie. Știu asta pentru că așa am fost și noi. Și pentru că acei copii chiar merită. Și pentru că acelor copii trebuie să le întinzi o mână și în momentul în care unor copii de genul ăsta le întinzi o mână, ei știu să-ți întindă și ei o mână înapoi și știu să... Este incredibil ce se poate face în domeniul ăsta și mie mi-este atât de ciudă că au dispărut. Adică nu mi-e e ciudă, mă doare sufletul că au dispărut Programele dedicate copiilor, fiindcă dacă te uiți cum s-a făcut sportul românesc înainte de 89, de aici s-a făcut sportul românesc înainte de A, 89, de, de la copii dornici să reușească și ei să facă ceva. Eu sper să, eu sper să fie și sponsori în perioada următoare și sper să fim bine economic. Cum e Constanța? E bine acum? Uh, nu este bine, nu este bine pe, pe nicăieri, însă noi avem noroc, eu unul am norocul din acest punct de vedere oamenii pe care am avut a lungul timpului încă sunt, încă sunt lângă mine și, și le, este, le, este, bine. Referitor la, la, acești copii, îmi doresc să menționez un, un copil care va lupta chiar în gala OSS Fighters, în Undercard. Îl cheamă Maradin Eduardo, are doar 14 ani, este de etnie romă, este un Ștefan Orzan miniatură. Deci este ceva uh, extraordinar, tehnic, uh, inimă, forță, muncă. Uh, are aproape un an, aproximativ un an de zile, de când vine zilnic la, la antrenament, merge la box cu Ionus Gheorghe, uh, a făcut cu mine, făcea cu mine dimineața, uh, vine cu mine dimineața, seara vine și face cu Asaftei Palmare are parte de aceeași pregătire ca, ca cei mari, nu a lipsit nici măcar o părinții lui au plecat în Anglia la muncă, iar el i-a rugat să-l lase acasă cu bunica lui, să învețe în continuare, este premiant la școală, dar să rămână să facă kickboxing pentru că este frică că dacă va pleca cu ei acolo, nu-l voi mai primi eu la sală sau se va pierde pe drum. M-a sunat și mi-a spus, dacă plec în Anglia, mă mai primiți, mai vin, mai niște lucruri extraordinare. Iar acum Paul, bineînțeles, îl sponsorizează, are echipament, va lupta pă, în această, în această gală, i-am oferit șansa aceasta să lupte de la o vârstă atât de, de mică într-un într eveniment de, de asemenea amploare, iar probabil la 16 ani, 17 ani vom vedea ce, ce va rezerva viitorul. Și are un adversar de vârsta lui sau un pic mai mare? Că în general e greu să găsești vârsta. Are un adversar vârsta. de vârsta lui, avem noroc, are un adversar de vârsta lui, aceleași kilograme. Mi-am dorit să lupte cu Edwin Petrea, uh -huh. cu, bă, cu băiatul acela, însă e diferență destul de mare de, de kilograme. Al meu are 46, Edwin are 40, ceva de genul ăsta. Și nu sunt de acord cu. Sunt prea multe de kilograme de slăbit la, la un copil. Dar, vârsta asta este foarte da, grea. Și nu, nu am fost de acord. El a vrut, vreau să lupt, vreau să. Că voi face o figură frumoasă, însă nu sunt de acord cu, cu asemenea lucruri la, la o vârstă atât de fragedă, pentru că psihic este crunt. Cei care facem sau care au făcut slăbire știu ce înseamnă să slăbești 5 kg. Iar la un copil, sea, este un copil, cum să spun, fit. Este un copil fit, un copil muncit, nu are de unde să dea 5 kg. Da, de și sunt aproape spusul. 10, e aproape 10% din greutatea corpului. Este imens pentru, pentru e, un copil. Exact. Adică una este să, fie să înțeleagă și cei care se uită la noi și care mănâncă chipsuri pe canapea. Una este să ai 30 de kilograme în plus fiindcă te-ai îngrășat și alta este să, să ai doar un pic de apă pe care poți să o dai afară din corp și exact, procentul ăsta exact. să fie foarte mare. Mă bucur tare mult că, că se întâmplă asta. Ar fi interesant să-l vedem pe, să pe flăcăul tău ce poate pielea. Edwin este un fel de vedetă în momentul de față, chiar uh, și pe bună dreptate. Este iarăși un copil foarte simpatic și foarte talentat. Mie îmi place așa de mult să mă uit la copiii care sunt pasionați de, de arte marțiale și când îi vezi pe Facebook, așa cum sunt ei, foarte serioși, sunt un fel de, de mini-luptători. Este. Exact. Și ei sunt atât de sinceri și de curați în ceea ce, în ceea ce fac, încât n-ai cum să nu te bucuri când îi vezi. Ar fi interesant un meci de -asta. Dar ar fi interesant odată să facă și un main event. cu uh, Când ajung la 18 ani, că altfel cred că sunt probleme legale destul de serioase să faci exact. un, un main event, aș, vrea, aș fi foarte curios în loc să ai cei mai buni luptători cu putință pe care poți să-i găsești, să ai cei mai buni, Puști pe care poți să-i găsești. Și să ai să exact, atragi exact. publicul cu puști. Fiindcă... Cel mai bun exemplu, la în, noi îl avem în persoana lui Ștefan Orza. El a început a venit la 15-16 ani, era un copil când a venit la, la noi la, la sală, acum cu greu îi facem față toți la, la sparing, este un fenomen. El este unul dintre cele mai bune, cele mai bune exemple poate îmbina uh, școala cu munca, acum el lucrează la, la, pompieri, este la facultate, este neînvins în kickboxing, uh, nu știu dacă are vreun meci și câștigat uh, uh, câștiga la decizie, mi se pare că pe toate le are la, prin knockout. Acum are un meci un match destul de greu cu, cu Pascali Valentin din, din, Republica Moldova, iar începând din, din, toamnă va începe să, să, lupte, să lupte afară. Da, îi ținem, ținem pumni, îl știu, îl știu bine, l-am văzut de foarte multe ori. Eu, tot ce pot să-mi doresc în perioada asta este ca lucrurile să, în, să, se îndrepte un pic și să putem să revenim la la ce era înainte, să existe aceeași implicare. Bine, aici înainte nu era foarte multă implicare, dar măcar erau doar oameni inimoși care își doreau cu adevărat să facă lucrul ăsta, este și OSS-ul pe care îl faceți voi la Constanța. Da. Aici este, cred că este exemplul tipic de gală făcută de drag. Adică aici nu cred că există vreo Dorință de a face bani sau ceva de genul ăsta. Cred că, adică, mie asta mi-a lăsat senzația întotdeauna. Sunt niște oameni care s-au hotărât, hai să ne bucurăm. Cum ne bucurăm? Facem o gală de kickboxing și ne bucurăm. Avem o seară sure. minunată pentru toată lumea. Și mă bucur că există asta. Și sper. Asta este tot ce pot să-mi doresc, fiindcă talente sunt, antenori sunt, oameni serioși care să muncească sunt. Trebuie bani. Asta e singura. Sincer, problemă. Vă spun pentru că sunt implicat direct în organizarea acestei gale finanțarea acestei gale vine de la domnul Marius Gheorghe și Lucian Todose. Știu asta. Toată lumea face, toată lumea face cu sponsor, cu uh, ajutor de la primărie, de la Consiliul Local, de la anumite instituții. Acești doi oameni sunt direct răspunzători financiari pentru organizarea acestui eveniment. Tocmai de asta spun că este o gală pe care pe mine m-a încântat întotdeauna. Este hai să ne bucurăm de kickboxing. De ce? Hai să ne bucurăm, fiindcă merită. Cam așa a fost. Și de fiecare dată când a venit, mai ales la Constanța, la București era totuși iarnă și era un pic altfel. Dar când vii la Constanța în plină vară, de fapt nu e chiar Constanța că e mama e lângă. Dar tot acolo e. Pentru mine tot Constanța e și mama nu știu. Acum poți să zici da, da. că bucureștenii au păreri mai ciudate despre Constanța. Dar să știi că bucureștenii nu sunt cei mai răi oameni care vin la, la Constanța. Ideea este că în momentul în care vii acolo și este piațeta aceea frumoasă și este marea la doi pași și este toată atmosfera aceea plăcută de seară, este o adevărată bucurie. Chiar este o adevărată bucurie Așa. să mergi Așa. la o gală de genul ăsta. Și mai ales când, când îi vezi pe oamenii, mă uitam de multe ori, că erau oameni care veniseră acolo la plajă, nu aveau nicio treabă da. cu nimic. Și erau agățați de margine că nu-și lasă le bilete și nu mai aveau cum să intre în spațiul acela. Dar stăteau pe margine și se uita toată lumea și te uita, erau, erau fete care cu siguranță nu văzuseră în viața lor o gală de kickboxing. Și rămăseseră blocate așa, se uitau, pe, se uitau la ce se întâmplă acolo, sunt convins că au urmărit când e gala următoare să venim încă o dată și să stăm aproape nu, să de ring și să azi. vedem ce se întâmplă. Se pare că este o promovare senzațională și eu vă țin pumnii din tot sufletul. Sper să meargă cum trebuie, ție mai ales să te că am depășit timpul și chiar nu vreau să ești în pregătire și vreau să fiu sigur că este cum trebuie pregătirea. Da. Și îți mulțumesc tare multe, simt pumni și când vin la Constanța facem o filmare mai lungă, dar filmarea vreau să facem la locul unde faceți voi antrenamentul. Sigur, oricum. Acolo în baza părăsită. Pentru, pentru că și eu mă am de, cred că de vreo. 13-14 ani în curtea facultății, unde unde este iarna la minus 5-6 grade, noi facem antrenament afară, pentru că acolo se face cu adevărat antrenament. Și mă bucur că am mai găsit un lucru pe care îl avem în comun și anume turița da. de a face antrenament în locuri aparte. Alex, mulțumesc din suflet pentru pentru aceste lucruri. Facem un interviu mai lung, stăm de vorbă mai pendelete și până atunci și simt pomni să iasă cum trebuie gala, să îți iasă cum trebuie meciul și să ne auzim cu bine. Mulțumesc și eu pentru invitație și doamne ajută. Ne vedem data viitoare cu bine. Iar să în ceea ce privește meciul, voi face ceea ce trebuie pentru pentru a ieși învingător. De asta sunt absolut convins. Mulțumesc da. mult încă o dată și spor mult la treabă ziua Mulțumesc de azi. Mulțumesc și eu. Te salut. La revedere.